Dorin Cioba a fost ales președinte al Alianței Democrate a Romilor din România. Peste 100 de lideri ai romilor din toată țara s-au reunit la Sibiu pentru a pune bazele Alianței Democrate a Romilor, un partid de dreapta. Iar primul obiectiv este clar, regele internațional al romilor ales proaspăt președinte de partid să candideze la alegerile europarlamentare de anul viitor. Împotrivă. Cine este împotrivă? Nimici. Dați-mi voie să îl felicit pe noul președinte al Alianței Civice Democrate. Așadar, regele internațional al romilor a fost ales și președinte al noului partid Alianța Democrată a Romilor. Votul dumneavoastră este un vot politic, un vot pentru ca eu să pot să aplic anumite strategii pe care eu le am deja conturate în mintea mea. Ați dat acest semnal și ați zis, da, venim. Chiar dacă alții se pregătesc de Crăciun, suntem aici și pregătim o strategie pentru viața mai bună a semenilor noștri. Partidul va fi înregistrat în luna ianuarie 2014. Alianța Romilor se va situa pe șecherul politic, este un partid de dreapta, pentru că romii dintotdeauna au opțiunile acestea liberale și cred eu că era nevoie mare de un astfel de partid. Vrem să dăm un semnal pe scena politică, și anume că s-a mai înființat un partid, de data aceasta un partid a romilor, care va urmări să ajute comunitatea să îmbunătățească situația romilor din România. Iar romii au mare încredere că formațiunea politică le va reprezenta interesele. Cum se pare ideea de înființare unui partid al romilor? E foarte bine. E o putere, trebuie să fim toți romii, să fim o forță politică, ca putem, ca aceea care este la partida romilor, nu face nimic pentru comunitățile romii din România. Credeți că se vor înscrie romii nou partid? Da, cu siguranță. Oamenii chiar tot timpul vor o mișcare nouă, vor ceva nou. Oamenii chiar cred în mișcări, în schimbări. Va fi o forță politică importantă această Alianță Democrată? Cu siguranță. Cunosc foarte bine strategia, cum abordează subiectul, cum fac, pentru că ei fac totul din suflet. Nu fac pentru bani, nu fac pentru mic, pentru funcții. Ei fac din suflet. Și atunci când faci ceva cu sufletul, cu siguranță lucrurile se schimbă. Da. Să depășim partida romilor și o să fim în față cu ACDR-ul. Următoarea întrunire a partidului va fi în primăvara anului viitor, când se va face și strategia pentru alegerile europarlamentare. Daniel Cioabă vrea să candideze pentru un post în Parlamentul European.